Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Episodul de azi este pentru cei curajoși. După ce veți vedea acest episod, o să mai jucați Roblox Brookhaven la ora asta vreodată? Dacă vreți să aflați ce se întâmplă, nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi. Acum o să vă spun o poveste. Se numește Nu mi-e frică de Baubau. Când copilul nu-i cu minte, cei mari au altă treabă și vor să-l învețe minte, stai că vine acum Baubau. Oare câte ghiare are, cum o arăta Baubau, cât de fioros e oare, cum o arăta Baubau? Nu mi-e frică, nu mi-e frică de Baubau. Nu mi-e frică, nu mi-e frică de Baubau. Oare? Foxy, te rog să-ți mănânci toate legumele. Văd că nici măcar nu te-ai atins de ele. Dar, tati, nu-mi plac legumele. Nu mănânc legume, te rog. Ei, nu mănânci legume. Legumele au vitamine. Te rog să le mănânci pe toate. Nu, tati, nu. Nu mănânc și gata, nu. Știi ce? Dacă nu o să mănânci legumele diseară, când o să te pui în pat, o să vină Baubau. O să iasă de sub patul tău și o să te mănânce. Tati, nu sunt atât de mică. Nu mi-e frică de Baubau, știi? Ar fi bine să mănânci legumele, pentru că Baubau chiar există. Știi ce, tati? Mănâncă tu legumele dacă îți plac atât de mult. Eu mă duc în camera mea. Eu am mâncat toate legumele. Foxy, întoarce-te înapoi. Nu. Ce crede tati că mă sperie cu Baubau? Vei să nu. Mie nu mi-e frică de Baubau. Ce faci, Foxy? Ești pregătită să te pui să dormi? Da, tati, foarte pregătită. Noapte bună. Noapte bună. Am venit să te verific. Mă duc acum să sting becul și după aceea o să faci nani. Nu, tati, te rog, să nu stingi becul, te rog. De ce, Foxy, ți-e frică cumva de Baubau? Nu mi-e frică, tati, dar te rog să nu stingi becul. Bine, o să stingem becul pentru că trebuie să facem economie. Ce nașpa. Bine, tati, noapte bună, m-am băgat sub plapumă. Noapte bună, Foxy, somn ușor. Somn ușor. Nu pot să dorm. Am impresia că aud mișcări sub patul meu. Dacă Baubau există, mi-e atât de frică. Dacă am un monstru sub patul meu. Ia să văd dacă e cineva sub patul meu. Sunt sigură că monștrii nu există și că nu am un monstru sub pat. Nu văd nimic. Cred că nu am niciun monstru sub pat. Da, cred că pot să mă pun să dorm. Bă! Ce? Baubau este la mine în cameră. Mă duc să aprind lumina. Mă duc să aprind lumina. Vai, Doamne, ce frică. Bă! Aici era, l-am văzut, nu mi-am imaginat. Aici era, l-am văzut, era sub patul meu, tati. Foxy, ce s-a întâmplat? Doamne, m-am speriat, te-am auzit că urli și am venit în grabă. Tati, ai avut dreptate când ai spus că dacă nu mănânc legumele, o să vină Baubau. A venit, tati, era sub patul meu, tati, să vezi ce fricoșător și mare era, tati. Foxy, Baubau este doar o legendă menită să sperie copiii. Stai liniștită, nu există Baubau în realitate. Tati, crede-mă, există. Și avea ghiare și țepi, avea părul țepos, tati. Da, și mai era și mov, te pomeni. Da, tati, era mov, crede-mă, mi-e atât de frică, tati, nu. Da, și mai urmează să-mi spui că atunci când ai aprins lumina a dispărut. Sigur există Baubau. Și a dispărut, crede-mă. Da, Foxy, te cred, cum să nu. Stai liniștită, of, copiii aceștia. Cred că nu trebuia să-ți spun despre Baubau, pentru că acum ai visat urât. Ai avut un coșmar.
Tati, te rog, mi-e frică să dorm singură, te rog. Vrei să vii să dormi cu mine atunci? Nu, tati, că tu ești gras și n-am loc în pat cu tine. Păi atunci o să trebuiască să dormi singură. Bine, tati. Da, îi zici lui Babau să nu mai vină? Da, da, vorbesc eu cu el, îi dau un SMS. Te rog, o să mănânc toate legumele, doar să nu mai vină. Da, 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 o să îi scriu pe TikTok să nu mai vină. Bine, tati, mă pun din nou să dorm. Da, bine, somn ușor, noapte bună. Tati, ai zis lumina? Da, Foxy, trebuie să facem economie de curent. O, doamne, o, doamne, o, doamne, sper să nu se întoarcă Bau Bau, că mi-e atât de frică. Bau! Nyam, 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 nyam. Bau, Bau! Nyam, 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 nyam. Bau! Bau, Bau, tu ești? Da, eu sunt Bau Bau și am venit după tine. De ce nu ți-ai mâncat legumele? Te rog, i-am zis lui tati să zică că mănânc toate legumele. Pleacă, te rog. Astăzi nu ai mâncat nicio legumă, așadar o să te mănânc eu pe tine. Nu, lăsă-mă în pace, tati. Tati, nu mai poate frică. Tati, 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 tati. Tati, e Bau Bau în camera mea, te rog. Eram sigur, Foxy, nici n-ai ațipit bine de 10 minute și deja te-ai trezit iarăși că există Bau Bau. Eram sigur că așa o să se întâmple. Tati, crede-mă, haide și vino și uite-te, aprinde lumina, e Bau Bau. Tati, fuge când te vede. Unde, Foxy, că nu e niciun Bau Bau, ce ai pățit? Tati, te rog, o să fac tot ce zici tu, nu o să mai fiu rea, o să mănânc toate legumele, te rog, zi să nu mai vină Bau Bau. Promiți că mănânci toate legumele? Da, tati, și tot ce vrei tu, te rog. Oh, super, 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 păi atunci, bine, pune-te înapoi în pat și vorbesc eu cu Bau Bau. Sigur nu mai vine? Nu mai vine, nu mai vine, promit eu că nu o să mai vină. Dacă ești o fată cu minte, nici nu mai are ce să caute aici. Super, tati, în sfârșit pot să dorm că mi-e atât de somn. Noapte bună, tati. Noapte bună, Foxy. Haha, nu-mi vine să cred că povestea asta a funcționat. Trebuie să-mi dau jos costumul acesta pentru că mă cam strânge, sincer să fiu. Mult mai bine fără costum. Zici că eram intrat la apă. Nu știu, parcă mă făcea și mai scund costumul. Haha. Am scăpat acum. Foxy o să mănânce toate legumele. Deci de acum înainte o să mănânc toate legumele. Așa am reușit să scap de Bau Bau. Da, tati mi-a promis că Bau Bau nu mai vine dacă sunt fetiță cu minte. Așa-i, tati? Da, sigur că da, draga mea. Nu uita să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi minunată ca și voi. Noi ne reauzim data viitoare. Vă pup, pa, pa!